Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. A zis Rosi, liniște, că noi ne încinseserăm aici la povești în platou, nu avem. Am mai făcut o emisiune, știți că de fiecare dată când am ocazia vă spun, facem o emisiune înainte și după Dale Dimineții, după emisiunea în direct. Suntem în direct, dragii mei, aici la Hunedoara 1 TV, așa cum obișnuim, venim aproape de dumneavoastră în fiecare dimineață. Ne bem cafeluța împreună, ne trezim așa împreună. Unii dintre dumneavoastră pregătiți să plecați la serviciu, alții să pregătesc să-și ducă prunci la școală, începe agitația aceea de cozi infernale pe lângă școlile din Deva. Nu doar din Deva, presupun că asta se întâmplă în toate localitățile mari, municipii și orașe, că la sat, dragii mei, nu cred că e coadă la școală. Dar ăștia noi de la oraș, ca să spunem invers și mai popular așa, ăștia de la oraș suntem mai șmecheri și ne ducem pruncii cu mașina la școală. Na, asta e viața, să fie bine, să nu fie rău, ca să nu răcim cumva. Oricum o să răcim cu toții, pentru că e perioada asta de toamnă când vremea e ca omul și omul e ca vremea. Când plouă, când e frig, când iasă soarele, ne îmbrăcăm, mai dăm o geacă jos, mai mergem la terasă, ne mai prinde ploaia, că e normal, așa e viața. Și dacă tot e viața, viață și zilele sunt normale, sper eu, normale pentru că e pace, dragii mei. Și să nu uităm că pe vreme de pace putem face cam ce ne dorim fiecare dintre noi. Lucruri bune, sper eu. Și am găsit doi oameni foarte faini care fac lucruri foarte faine și să vedeți despre ce este vorba. Alături de mine în această dimineață aici Andrei Crișan. Sunt curioasă cine îl recunoaște, dar știți deja din promo, mulți dintre dumneavoastră îl recunosc deja, și Alin Bălescu. La fel, dragii mei, o să venim și cu povestea acelui cimpoi care îl ține în brațe în poza de la promo, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. Poza cu acordeonul al lui Andrei Crișan a fost aleasă de mine și de Bia. Și ne place foarte tare așa poza, știi, cum stai așa relaxat. Și povestea cu cimpoiul care... Ia, mulțumesc, Rosie, așa, da, mulțumesc. Foarte, foarte faină poza de promo. Bianca a fost cea care a îmbinat elementele foarte frumos. Poza cu mine, iar ați greșit-o, trebuia să puneți aia cu zâmbetul, asta e aia de emisiuni serioase, de consilier, da, mulțumesc, Rosi, bună dimineața, mai avem puțin până acolo, dar, dragii mei, oamenii ăștia fac lucruri faine și astăzi nu sunt în calitate, ne povestesc, o să ne povestească și de viața lor, că așa, când vii la Dale Dimineții, dar în dimineața aceasta au venit să ne povestească despre Școala Populară de Artă din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Acea instituție care e condusă de domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă, unul din oamenii care deține cheile valorilor, cheile, că sunt mai multe, ca să nu mă corectați că am greșit, sunt mai multe, cufărele, știți, tot ce noi primim, zestrea acestui județ, zestrea noastră de aur, comoara noastră națională, că acest județ deține o foarte mare parte din comoara noastră națională. Ne aducem aminte, nu greșesc, domnilor profesori, 5 zone etnografice are. Greșesc cu ceva? Nu. Nu greșesc. Nu greșesc. Și dacă greșesc, nu cred că m-ar contrazice dimineața asta că suntem în direct. Dragii mei, ieri ați deschis larg porțile și câți copilași au, și nu doar copilași, presupun că aveți și elevi mai, dar afișul Rosi, dacă l-ai la îndemână, mulțumesc.
testări și înscrieri. Ieri ați deschis poarta. Câți elevi au trecut pragul? Aveți un număr? Fiind prima zi, sau fost Alin, peste 15 elevi ne-au trecut ieri poarta, da. Avem cursanți de toate vârstele. La noi acolo putem spune că avem o limită de vârstă. Da. Cumva începem din clasa a doua, a treia, a patra, da? Și mergem cu vârsta cât mai înainte, da, să spunem așa. Am zis copilaș pentru că ieri, chiar povesteam înainte de emisiune, a fost deschiderea anului școlar și la Palat. O salutăm la Palatul Copiilor aici. Mariana Lemneaț o salutăm și pe Cosmin, pe Gopo, pe Bârcean. Și copiii fugeau, erau îmbrăcați în costume populare și de la Palat, repede, repede, am întâlnit cu ei pe centru. Unde mergeți? Am fost la Palat și merg la centru. Ce faceți acolo? Am omis că ieri au început înscrierile, n-am fost chiar pe rotița bună și pe urmă am înțeles că ieri au început înscrierile, dar m-am oprit și n-am zis copilaș pentru că am prieteni de la Hunedoara, de la ansamblu Hațăgana, care vin la Cătălin la dansuri și am zis, na, aici nu-i cu copilaș, că oamenii ăștia sunt oameni maturi. Și Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara o luăm așa, canto muzică populară, durata 3 ani. Domnul Tiberiu Zelnian și Ionaș Simona. Acolo văd, scrie în dreptul ei, în paranteze, Petroșani. Ei fac secția de la Petroșani. Secția de canto muzică populară la Petroșani, care se ocupă colega noastră Ionaș Simona. Da. Avem canto, am avut-o în emisiune, canto muzică ușoară, Mihaela Oprea, bineînțeles, nu se putea, tot 3 ani. De 3 ani îți trebuie să faci canto? Te oprești vreodată, Andrei, să faci canto? Nu te oprești niciodată din învățat, asta este clar. Așa este gândită programa și așa este împărțită pe cei 3 ani de studiu. Instrumente de suflat. Clarinet. Taragot, saxofon, și aici m-ați pierdut. Bloc fiute, flute. Da. Ce vrea să fie aia? Un fel de fluier, să spunem așa. Da. Un fel de fluier. Un fel de fluier, da, da, da. Nemțesc, zice Rosi. Este și un instrument baroc. Baroc, varianta baroc și varianta germană, nemțească, să spunem așa. Avem pe cineva care studiază acest instrument? Da, da, avem la școală. Te rog frumos să-l aduci în emisiunea. Eu sunt curioasă ce instrument aveți. Și Bârcean cântă, zice Rosi, Bârcean cântă la... Călin, da, da. Nu pot să cred. Și eu nu știu. Bălescu Alin e profesor la instrumente de suflat. Coza Ionel, nu văd eu, mă dau așa, la vața de jos. Asta este acea promisiune făcută... De la vața de jos. Foarte fain. O promisiune făcută anul trecut la Festivalul Taragotului de către domn președinte Laurențiu Nistor, domnul manager Ciprian Roman, uite că se pune în aplicare și la vața de jos se creează, să sperăm, un nou taraf. Taraful de la vața continuă, sperăm. Și ajungem instrumente cu clave. Azi mie îmi plac, toată lumea știe că astea le ador. Durata pian 5 ani, nu cred. 5 ani, dacă vin să învăț, trebuie să fac 5 ani de școală ca să... Dacă doriți să și finalizați studiile, da. Am înțeles. Na, complicat asta, eu cu urechea mea surdă. Nu vreau să... Mergem înapoi la afiș. 3 ani la orgă și acordeon 3 ani. Și bineînțeles, invitatul meu, Crișan Andrei, dragii mei, chitară, Vornicu Nicolae. Nu-l cunoaștem, poate să-l cunoaștem. Nu-l cunosc pe domnul Vornicu, sau cel puțin nu-mi dau seama cine e în momentul de față. Pe urmă mergem la cea mai iubită secție de către mine. Bineînțeles, aici e cu voie bună. Bălan Cătălin, dansuri populare, durata 3 ani, Peptenaru Mariana și văd că scrie Lupeni.
Da, avem secția de la Lupeni, secția de dans de la Lupeni, care se ocupă doamna profesoară Peptenaru Mariana. Nici asta n-am știut, nu mi-a făcut bine temele. Și avem acolo arte plastice, Rosi, dacă ridici un pic, că eu nu mai văd de o cameră, Pantea Diana, o să avem poze de aici, Andrei și Alin mi-au trimis materiale de ieri, am văzut inclusiv pictură și scrie arte plastice și decorative și cred că aici ne la amenajarea standurilor, sălilor de spectacole, foarte faine, uite Rosi deja îmi dă imagini de aici, din ce se face la secție, pentru că eu am avut o felul de întrebări la care Andrei mi-a trimis răspunsul ieri prin aceste poze. Foarte faine. Deci, la cine uităm acum este la domnul Mircea Lac, așa, de la celălalt cerc, de la clasa de artă tradițională. Așa. Exact. Și cred că imediat, exact, și de acum încep cele de la doamna Pantea. Tocmai aici vroiam să ajungem, tezaurul nostru uman viu, domnul Mircea Lac, e profesor la Școala Populară de Artă și sperăm să-l avem curând, că volumul 4, 5, nu știu cât o să apară, dar să sperăm că îl avem în curând din nou alături de noi aici la Dale Dimineții să povestim despre... Doamne, da, câte... m-am tot uitat la pozele trimise. Astea sunt făcute de către copii, oameni care vin la Școala Populară de Artă? Da, de către coxanți. Foarte frumos. Ele sunt expuse undeva, pot fi văzute uneori, nu știm. Trebuie să întrebăm, să vedem. Eu am tot felul de din astea, întrebări din astea, dar sunt foarte faine și ar trebui expuse undeva, să vedem... Când avem audițiile. Așa. Exact. Avem câte două audiții pe an, cea de Crăciun și cea de sfârșit de an școlar, din luna iunie, iar în foaierul Teatrului de Artă avem și expoziție totodată de culo aceste lucrări. Și pictură, bineînțeles. Și pictură. Și avem și mesaje. Uite, Cătălin Bălan se uită, Andra Roxana Costea se uită. Bună dimineața, Andra! Te așteptăm la noi. Eu te tot invit. Poate într-o dimineață. Roxana Olșanski ne scrie așa. Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, Rosi! Te iubim! Bună dimineața! Enea Vasile, instructorul de la Hațegane, la alături de noi. Bună dimineața, o zi frumoasă! Felicitări invitațiilor dumneavoastră! Mulțumim, mai ales că vine din partea instructorului de la ansamblu Hațegana, Adrian Mureșan de la Hunedoara, ne spune, membru al ansamblului, ne spune o zi frumoasă, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim, dragii mei, vă salutăm, o să mai dăm citire mesajelor și mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Mi-a plăcut asta cu Roxana, de la Roxana. Salutare, colegi! Voi vă întâlniți foarte des acolo în curte la teatru, pentru că o parte din angajații Centrului de Cultură și Artă își desfășoară activitatea acolo la Teatru de Artă. Ne scrie Bălan Cătălin, bună dimineața, Ioana, bună dimineața, colegilor mei, vă îmbrățișez cu drag și noi te îmbrățișăm și așteptăm să vedem ce lucruri faine faci acolo. Andra Roxana Costea, bună dimineața, vă îmbrățișez cu drag, succes în noul an școlar și felicitări pentru emisiune, mulțumesc, Roxy. Da, felicitări în noul an școlar, nu începe anul școlar decât în 30, da? Până atunci mai aveți înscrieri, mai aveți teste, în ce dată veți afișa, că mi-am notat aici, într-o bună zi va trebui să le spuneți și cine nu va fi acceptat, că presupun că nu toți vor fi acceptați la școală. În data de 26, da? În data de 26 avem afișarea rezultatelor. În data de 30 este deschiderea oficială a anului școlar în cadrul Școlii Populare de Artă. Da. Iar înscrierile le avem din data de 16 până în data de 25. Acum, în funcție de sediile unde avem, cum e la Petroșani, Lupeni, Deva, Vața de Jos și așa mai departe. Acum o întrebare.
mai grea, pentru că voi iubiți copiii, asta știm, v-am văzut deja la audiții, o să avem și materiale, dragii mei. Eu i-am mai tot văzut, că am mai tot călcat prin curtea Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara. Dar ce e mai greu ca profesor, în general așa, să vezi că un copil are talent, dar nu are experiență și trebuie să-l refuzi că nu e pregătit pentru școala populară de artă, sau un copil care îl vezi că are entuziasm și lipsă talent, dar cineva îl împinge în față? Ce e mai greu pentru un profesor? Da, frumoasă întrebare. De multe ori acel entuziasm este, cred eu, cumva mai important, dacă este entuziasmul elevului, nu al părintelui. De multe ori ne lovim și de această situație, exact, în care elevul vine așa târât cumva de mânuță, de mami, de tati și vrea să facă, adică vrea, între ghilimele, vrea să facă muzică, este obligat, bietul de el. Mai există, da, și cazul celălalt de talent care nu lucrează, care nu este atât de harnic, ca să spun așa. Acolo e partea mai dureroasă, cumva, pentru un profesor, zic eu. Când vezi că cineva poate și nu reușește să-și atingă potențialul maxim. Da. Dar cu partea cu refuzatul la testări și înscrieri, nu, este o discuție un pic mai complicată. Este, cum pot să spun, ne pare rău pentru cei care sunt refuzați, dar în același timp niciodată nu-i descurajăm. Poate să vină și următorul an, poate să încerce în continuare, poate să urmeze muzică și în alte școli, îi încurajăm cu tot ceea ce putem, vă dați seama. Dar din nou, nu trebuie să fie descurajați, pentru că până la urmă locurile sunt limitate și trebuie să facem o selecție. Oricine va fi refuzat se va simți poate un pic prost pe moment, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerce în continuare. Partea asta cu avem poze, da, mulțumesc, în timp ce povestim sunt de la audiții, avem și materiale cu sunet, că din poze, uite, tocmai l-am pomenit pe Victor, e și Victor acolo la audiții vara trecută, dar astăzi este portar la șepsi, la șunieri. Nu știu cum împarcă copilul ăsta muzica cu fotbalul, dar să vedem, că și frate s-o împacă foarte bine armata cu muzica. Ba, mai știi, nu știu, vedem. Ideea e, uite, îl văd pe Mario acolo în poze, care vă e elev, a fost prezent, mulțumesc, Rosi, a fost prezent în emisiunea de ale dimineții. Și ne-a povestit atât de frumos de profesorul, de profesorii lor, de profesorii lui, foarte frumos. Mariana Lemneață i-a adus de la palat. Copiii ăștia cumva la un moment dat își dau seama că iubesc muzica, de orice fel ar fi ea până la urmă. Și pot să meargă la orice școală. De ce să alegi școala populară de artă când poți să mergi să faci un liceu de muzică? Avem fabrica asta de talente, deci din deal, cum zic eu. De ce să vii? Care e diferența între o școală populară de artă și un liceu de muzică, să spunem așa? Noi, în primul rând, suntem o școală de alfabetizare muzicală, să zic. Suntem cumva o pepinieră pentru o școală de muzică sau un liceu de muzică. Avem mulți elevi care de la noi, după ce au terminat cursurile sau în timp ce frecventau și cursurile la Școala Populară de Ardă, s-au înscris și la liceu de muzică sau școala de muzică și așa mai departe. Deci noi, practic, suntem o pepinieră a liceului de muzică, să spun așa. Da. Dar, în continuare, suntem o școală de alfabetizare muzicală. Acum, nu putem avea, ca și număr de ore, mă refer, pretenția ca copiii să facă la noi ce fac la un liceu de muzică, pentru că numărul de ore sunt mai limitate, adică respectiva o oră de instrument sau de specialitate, să spun așa, individuală, și o oră pe săptămână iară de teorie muzicală, care teoria muzicală se face în grup. Deci, practic, două ore pe săptămână, una de specialitate și una de teorie.
comparație cu școala de muzică sau liceul de muzică, unde se fac ore intense de muzică, pe specialitate, pe teorie, pe... depinde. Mergem într-o zonă de confort pentru mine. De exemplu, Vlad Linț a făcut Școala Populară de Artă. Lorena Pascu a făcut Școala Populară de Artă din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Marinela Stroia a făcut Școala Populară de Artă din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Mi se pare mie sau copiii, tinerii și revenind la Marinela, că sufletul ei de copil totuși păstrează prin Școala Populară de Artă, rămâi mai aproape cumva de viața, de tot ce se întâmplă în jurul evenimentelor din județul Hunedoara, te apropie mai mult de scenă. Nu știu de ce am impresia că la un liceu, dacă greșesc, greșesc, că l-am avut pe domnul Demia de la Românașul, totuși mi se pare mai rar văd copiii de la Românașul care sunt elevi cum îi văd pe cei de la Centrul de Cultură și Artă, de la Școala Populară de Artă, parcă îi văd mai aproape de scenă. E Școala Populară de Artă o rampă de lansare mai aproape, da? Da, da, putem să spunem și așa, da, da, da. De ce nu? Oricare dintre voi ar putea lansa oricare din copii, pentru că amândoi faceți muzică faină în viața particulară, dincolo de a fi profesor. Am întrebat înainte de emisiune, Andrei, tu cânti alături de soția ta, deja faceți, știm deja că faceți evenimente și duceți evenimente la capăt foarte faine. Îți alegi colegii din, nu mai vorbim că e dirijor la Silvana, na, că până la urmă am zis-o, salutări Andrei Gabor, na, că tot ești plecat din țară și te distrezi la mare să facem un ciudel, s-au întors, parcă erau plecați la festival. S-au întors, na. Salutăm pe Andrei și pe Ana și pe toți membrii de la Silvana. Îți alegi din elevi, din elevii de la Școala Populară de Artă, îți alegi copiii care să-i duci mai departe și tu ai fost copil, știm de la Elis, o salutăm, ne-e dor de ea. Cu siguranță, cu siguranță. De exemplu, cel mai bun exemplu, că tot l-am pomenit pe Mario. Exact. Pe care l-am coptat și la Pădoreanca și la Silvana și el e plecat acum în Albania cu ei. Și mai sunt și alții pe care tot la fel, care văd că sunt mai răsăriți, care își dau interesul, care sunt talentați, caut să-i duc mai departe. Și până la urmă asta cred că este rolul nostru, să-i formăm prima oară acea alfabetizare muzicală de care spunea și colegul meu, dar și de a încerca să-i ducem și mai departe, dacă îi vedem că vor și pot. Cum e cu Transilvania, cu cimpoierii, trebuie să ne povestiți, n-avem cum să trecem mai departe. Da. Foarte tare poza de profil, am deja, ia, mersi Rosi, ce instrument e acela? Este un cimpoi. De ce? De ce cimpoi? Da, grea întrebare, de ce? Am, din 2009... sunt în trupa asta, cimpoierii din Transilvania, practic da, o trupă cu tradiții, să zic, medievale, vikinge și așa mai departe și mergem la multe festivaluri medievale, mergem prin străinătate, Estonia, Finlanda, Croația, am fost anii aceștia și no, suntem un pic pe altă nișă, da, nișă muzică medievală și așa mai departe. Da. Tot tradiții, dragii mei, da? Pentru că asta e foarte fain. Ultima dată, cred că, dacă nu greșesc, v-am văzut la Verc, la gala filmelor, când a fost premiate filmele. Voi ați cântat, dacă nu greșesc, eu anul trecut la Verc, la Hunedoara. Da, am fost acolo cu Huniadi Cantores, o altă trupă, dar de muzică renascentistă și baroc. Da.
Da, greu pentru mine. Mai am de învățat unele lucruri, dar rămâne la folclor autentic românesc, aici mă pricep mai bine. Roxana Olșanski ne spune, cea mai mare diferență nu contează vârsta. Unii aleg mai târziu să facă muzică. Mulțumesc, Roxana, eu știu că mă iubești. Dar rezultatele în timp dovedesc că Școala Populară de Arte își îndeplinește Școala Populară de Arte fără a face muzică și stați-mă puțin. Dar rezultatele în timp dovedesc că Școala Populară de Arte își îndeplinește cu prisosință rolul. Unii absolvenți au intrat la conservator după Școala Populară de Arte de Vara. Așa e. Da, mulțumim, ure. Roxana. Fără a face muzică și la liceu. Ăsta este meritul profesorilor. În primul rând, și ambiției constanților în al doilea rând. Mulțumim! Da, profesorii fac diferența. Daniela Enia ne spune bună dimineața, Aradua Petrei e copilul fia de nenea Perabulz, ne spune bună dimineața, bună dimineața Radu. Bună dimineața, vă îmbrățișez și vă doresc o emisiune frumoasă. Noi vă urmărim în drum spre creșă. Cine crezi? Soția. Da. O salutăm pe Amalia și sperăm să vină curând alături de noi. Ne mutăm Amalia dintr-un studio în altul, de acolo de la Elis. O să ne oprim aici în sufragerie la Deale Dimineții. Vă aștept cu drag, dragii mei, pentru că sunt lucruri foarte faine care ar trebui aduse, uite așa, în drum spre creșă, în drum spre școală, lumea ne ascultă. Nu ne priviți că sunteți la volan. Da, ascultați-ne cu drag. Sunt lucruri care ar trebui aduse mai aproape de oameni, chiar și ce faceți voi acolo la Cimpoierii din Transilvania, pentru că mie mi se pare că și caută Cimpoierii din Transilvania cu tradițional românesc. Păi până la urmă e muzică, cumva trebuie să le împletim. Uite, Mihaela Oprea face canto, muzică ușoară, dar pentru aia interpretează cu succes folclor autentic românesc și pricezne și muzică bisericească. O să-i întreb, care e melodia preferată? Nu, nu putem să punem doar una. Nu. Melodia preferată, nu muzica preferată, nu, melodia preferată. No, chiar nu pot să spun doar una. E mult prea, prea greu. Da. Depinde mult de starea pe care am în momentul respectiv. Eu, de exemplu, ascult multă muzică sârbească. Ascult și partea asta de folclor, clar, mai ales ce țin de Transilvania. Ascult și rock și alte chestii. Mă duc în multe direcții, dar depinde mult de starea pe care am în momentul respectiv. La fel, depinde de stare. În funcție de stare, ascultăm genuri. Bine, dar care e instrumentul preferat atunci? Bă, acum, faptul că este cimpoierul din Transilvania, unul dintre ei, clar cimpoiul. Da, bine, sunt clarinetist la bază, da, iubesc clarinetul și așa mai departe, dar acum, nu, putem spune că cimpoiul îl îmbrățișez. Care e instrumentul preferat? Ar trebui să spun acordeonul, cred, dacă ar fi să aleg. La fel, am făcut pian la început, muzică clasică, iar pe urmă pe partea cealaltă, pe tradițional, ca să spun așa. Acordeonul, clar. Da, la acordeon am înțeles eu de la un alt prieten de-al nostru și de-al meu și de-al tău și foarte cunoscut pentru voi, că acordeonul, dacă nu repeți o zi, e bai. Ca la majoritatea instrumentelor, aș putea spune. Da, majoritatea instrumentelor au problema asta, ca să spun așa. Absolut. A zis odată un domn profesor mai în vârstă, muzica e o fântână fără fund. Da, deci, în continuu trebuie studiat. Asta le spun tot timpul și copiilor. Nu, mulți poate au venit, nu știu, luni la oră, am lucrat și am lucrat acolo, își mai aminte să mai studieze pe vineri sau poate chiar duminică înainte de următoare oră. Nu ajungem niciunde așa. Deci trebuie zilnic să fim cu instrumentul în mână, zilnic. Rosi, ți-a pregătit ceva? Da, da. Foarte fain, Rosi. Mulțumim. Mă așteptam să pregătească Rosi o bucățică din povestea Andrei Crișan.
și Amalia Otea, pentru că, într-adevăr, ei au o activitate artistică deja consacrată și au fost invitați la Elis, la Bună dimineața, Janel! E cu ochii pe noi! Janel, salutăm și salutăm pe Nina Pera Bulz, Doamne, dă-i sănătate! Rămânem în acțiune, în activitatea folclorică, pentru că mie mi se pare destul de ciudățel și probabil și alți oameni văd lucrurile așa, și să le povestim cum e să iubești un instrument și să predai un alt instrument. Nu e cazul lui Andrei, că aici e mai simplu. Predai pian? Predau pianul, că și acordeon, da. Deci, ai elevi la pian? Da, cum să nu? Mai sunt copii care învață pian? Foarte mulți, să știți. Ați fi poate uimită. Da, și de toate vârstele. Recordul personal, ca să zic așa, doamna care anul trecut a terminat, 57-58 de ani, cam așa. Nu e târziu să mă apuc de muzică. Vă așteptăm cu drag. Wow! No, și cei mai mici de clasa 1, clasa 1, clasa 2. Deci e mare spectru de vârste, ca să spun așa. Și la tine, Alina, nu e foarte greu să te pliezi pe copii? Unul face saxofon. Acum am înțeles eu că taragotul e cel mai greu instrument de suflat. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Orice instrument este greu, nu există un instrument. Dar peste tot trebuie studiu. Asta e ideea. Da, fiind clarinetist, este ușor să trec la saxofon, la taragot, la fluier. Deci toate au cumva o legătură între ele. Da. Nu ne-am înțeles prea bine. Zicea Rosi la un moment dat că trombonul e cântărește greu. E greu. Păi e mare, frate, ce vrei să faci? Nu este un instrument de suflat, dar cumva n-are legătură cu instrumentele care le predau aici. Adică instrumentele ce le predau este cu ance simplă, același mod de a sufla la ele, la toate trei respectiv, clarinet, taragot și saxofon. Cam același principiu de ance merg și de suflat la ele. Blocfetele, să zic așa, partea de fluier este cumva altceva, dar ca și degetație putem să spunem că se potrivește cu clarinetul, cu taragotul, cu saxofonul, da. Bine, un pic mai, să zic, rudimentar în, ca și degetație, să spun așa, la noi. Așa, de complex, așa, mai puțin complex, da. Artiști de valoare, zice Janel. Bună dimineața! Voi v-ați văzut colegii la televizor și e foarte ușor de acolo, de acasă, să le scrieți. Dar ce-ar fi să veniți? Că ușa e deschisă, vă așteptăm în direct aici să-i susțineți, dragii mei. Acești profesori, ca astăzi, vis-a-vis de orice altă discuție, sunt profesori și să știți că până să-i invit aici, mi-am făcut temele și am văzut foarte mulți elevi care le-au trecut prin mână și își tratează cu foarte mare seriozitate calitatea de a fi profesor, ceea ce e foarte pe sufletul nostru. Pentru că atunci când ai copii și vrei să faci ceva pentru ei și îl vezi că are un talent, e foarte fain să te duci către un astfel de om care iubește muzica și sunt fel convinsă că dacă există un minim de talent și seriozitate în a ce face copilul, nu în ce face părintele, că părintele îl aduce acum, dacă mai intră la oră sau nu, asta rămâne de văzut. Dar sunt copii așa ca și Mario care iubesc muzica și sunt foarte mulți copii talentați în jurul oamenilor, acestor oameni. O să venim cu exemplificația, ați văzut deja un material pe care Rosi l-a dat de la audițiile de anul trecut, mai vrem să vedem și de la ușoară, unul zice Rosi, el alege materialele, haideți să ascultăm o piesă de muzică ușoară de la Școala Populară de Artă. Iată, doamnelor și domnilor, și la ultima concurentă de la grupa de vârstă 14+,
Anastasia Mihaela Jitaru vine din Petro, dar nu pleacă, rămâne lângă mine. Vine din Petroșani, județul Hunedoara, are 17 ani și este pregătită de profesor Simona Ionașc la Școala Populară de Arte din Petroșani. Interpretează Măierean cu Creanga lui din repertoriul Florentina și Petre Giurgi și o strofă din Doina Dragostei. Anastasia Mihaela Jitaru. Bună ziua și bine v-am găsit! Da, nici locul codului la umbruța bradului, la umbruța bradului. Da, bine, populară la muzică ușoară. Am fost la Petroșani, zic bine, e o elevă de-a doamnei profesoară Simona Ionașc.
6 septembrie. Anastasia Jitaru, da, din anul 2 al școlii, la Școala Populară de Artă Petroșani, a doamna Simona, a obținut locul întâi la Sibiu la concursul Capitală Muzicală în 6 septembrie, da, 2024. Foarte frumos, felicitări! Uite că avem tineri de la Școala Populară de Artă care ne duc pe scene importante ca cea de la Sibiu și sunt foarte convinsă că și-a promovat județul. Că așa se întâmplă, nu? Voi pe unde mergeți, vă promovați județul, Hunedoara, greșesc? Desigur, bineînțeles. Pe scenă avem o elevă, o filmare cu telefonul, probabil de la un spectacol, o elevă de a Mihaela Ioprea. Nu e sunetul foarte bun, dar putem exemplifica că copiii, tinerii și nu doar tinerii de la Școala Populară de Artă merg pe scene, urcă pe scene. Mai avem 10 minute, ne zice Rosi. Vreau să dăm citire unui mesaj pe care l-am citit și în pauză. Felicitări, mult succes în continuare, Andrei Crișan. Mulțumim că îți rupi din timpul tău și la evenimente deosebite ești prezent lângă copiii noștri din ansamblu Pădureanca de la Palatul Copiilor. O zi frumoasă. Da, dragii mei, așa e. Ce faci pe la Pădureanca? Sunt corepetitor. Acolo așa. La fel mă ocup de partea muzicală. Ce ziceam și mai înainte, duc copiii dintr-o parte în alta, îi plimb așa. Facem tot ceea ce înseamnă, de la a lua să învețe primele note, la a mânui instrumentul, până la a urca pe scenă. Full experience. Foarte fain, foarte fain. Trebuie să vă întreb neapărat, până să trecem la secțiunea Bălan Cătălin, că venim și cu jocurile populare, că mai avem foarte puțin din emisiune. Dragii mei, cineva, pe rând așa, cu cine să încep? La care cu Andrei, da. Cu Andrei, bă. Andrei, ca un promotor la următoarea emisiune care va fi în curând, sper eu, cine ți-a fost mentor? Wow. Între primul care îmi vine în minte, cred că este domnul Demea. Domnul Demea Vitu de la Liceul de Muzică. Prin tot ceea ce am făcut la ansamblu Românașul, acolo au fost primii pași pe scenă sub forma asta de folclor și îl consider în continuare un model, ceea ce înseamnă să aduni copiii în jurul tău, să-i formezi și să investi ceva. Nu întâmplător te-am întrebat. Luni a fost invitat la emisiune și ați avut, adică mi-am recuperat datoria față de domnul profesor Ovidiu Demea, acei 25 de ani de Românașul. Pentru că în acea perioadă n-am putut să facă emisiunea și am făcut-o luni, pentru că voi ați plecat de acolo și nu întâmplător te-am întrebat, tu ai fost prezent și luni aici în emisiune, pentru că noi am dat imagini de la spectacol. Da, deci m-am liniștit. Dacă Ovidiu Demea e, domnul profesor, e modelul tău în viață, sunt cu fel convinsă că o să ne mai întâlnim cu tine și în viitor. Alin, cine a fost mentorul tău? Mentorul meu a fost domnul profesor Cătană Aurel, un om extraordinar, acum din păcate nu mai este printre noi. Un om extraordinar. Mi-a fost profesor din clasa 6-a până în clasa 12-a, după care am fost colegi, am ajuns să fim colegi în perioada 2009-2010, când am predat și în învățământ. Da, un om extraordinar care m-a sfătuit și m-a îndrumat așa în viață. Tu ești din Călan. Da. Ce școală ai terminat? Ai făcut școală de muzică? Clasele 1-4 le-am făcut la Călan, după care clasele 5-12, să spun așa, le-am făcut la Școala de Muzică, respectiv Liceul de Muzică. Sigismund Toduță, Deva. Acindel, da. Fabrica de Talente? Da. Ce tare și ce fain! Da. Și până la urmă nu se poate să nu întreb cum ai ajuns la cimpoi? Deci nu e un instrument deosebit, aș înțelege orice alt instrument, dar de ce cimpoi? Da, în 2009 s-a ivit un loc la cimpoierii din Transilvania și prin colegul meu, Savu Marius, mi-a făcut legătura cu cimpoierii.
după care am intrat în formula asta Cimpoiului din Transilvania din 2009 și uite că încă suntem și în ziua de astăzi și activăm. Ești profesor la Școala Populară de Artă, dar da, te-aș întreba așa, în timpul liber ce faci? În afară că cântăm. Altă meserie, altceva mai faci sau ești doar profesor la Școala Populară de Artă? Doar profesor la Școala Populară de Artă, da. Și evenimentele da, cu... Și evenimentele, da, cu cimpoierii, respectiv Uniadi Cantores și atât. Eu zic că ocupă destul de mult timp. Ocupă destul de mult. Da, da. Familia ce spune? Familia se bucură. Se bucură? Tot, toate activitățile ce le fac în viață. Și mă susțin, și mă susțin. Ai susținere din partea. Bineînțeles. E greu așa în familie când vorbesc din cunoștință de cauză. Mama n-a făcut parte din asta. Tata n-a acceptat mama niciodată. La voi e fain că sunteți amândoi. Asta era întrebarea dacă da, aici... Da, există susținere foarte multă. Mulțumesc soției mele care mă susține și mă suportă. Sperăm să ne mai întâlnim, dragii mei, cu Alin și cu cimpoierii. Poate vin îmbrăcați așa frumos cum merg ei la evenimente, că mie îmi place tare. Ce puțin ținutele lor sunt de-a dreptul. Aș vrea să-l aud pe Alin cântând în direct aici la Dale Dimineții. Cu drag, cu drag. Veniți la noi. Mergem la dansuri populare. Studenții ce face Bălan acolo la Școala Populară de Artă. Rosi din poze. Nu se aude muzica. Sunt foarte faine pozele. Mulțumim lui Andrei. Să știi că Andrei mi le-a trimis. Dar avem și cu muzică. Mai avem foarte puțin timp. Mai puțin de 5 minute, dragii mei. Și vreau să ascultăm și muzică. Cât are materialul? 4 minute și pe asta cred că și ieșim. Școala Populară de Artă și exact ce eu am spus, dragii mei, aici ne luăm cumva la revedere. Mi-a plăcut acest material. Andrei, nu știu de unde l-ai, nu știu cine ți l-a dat, de unde l-ai făcut rost. Este de la audiția din iunie, da, anul acesta. Costume populare diferite. Asta e foarte, foarte fain. E tot ce mi-aș fi dorit să văd la audiție, la o școală, la audiții, la o școală populară de artă. Fiecare îmbrăcat altfel. E, nu știu... Și dansul în sine este din mai multe zone folclorice, exact, tocmai de aceea au și ales varianta asta de a se îmbrăca fiecare așa, diferit. Îi datorez o cafea lui Andrei, că uite, a rezolvat problema Cătălin. Și văd acolo inclusiv dansatorii de la, exact ce am povestit, prietenii mei de la Hunedoara, care vin la Școala Populară de Artă. Ei sunt dansatori în cadrul ansamblului Hațegana, amatori, de la Hunedoara. Dar uite, îi văd la Școala Populară de Artă, ceea ce mă încântă și îmi dă speranță că oamenii se întorc către folclor și către datini. Nu știu, se va pune, veți lăsa să se pună praful pe la dată zestrea județului Hunedoara? Nu există. Nu se va opri niciodată, vă spun. Acum vedem cei mai tineri că poate se uită în trending-ul de YouTube și ascultă alte melodii, dar totuși se pare că în continuare nu moare folclorul și asta vedem din numărul mare de elevi care se înscriu la noi, o vedem la, și în partea cealaltă cu evenimentele private, că în continuare lumea cere și se bucură de repertoriul tradițional, vedem, uitați, și dansatorii, că vin în număr foarte mare și se ocupă de partea asta. Deci, eu cred că suntem ok. Drept dovadă, avem 325 de elevi înscriși la Școala Populară de Artă. Asta a fost anul școlar 2023-2024. Bineînțeles că ei sunt în creștere. Acum suntem la înscrieri. Îi așteptăm în continuare să vină la înscrieri la Școala Populară de Artă. La toate secțiile îi așteptăm cu brațele deschise. E și vina noastră că, uite, nu popularizăm suficient. Primele audiții vor avea loc acum, înainte de sărbătorile de iarnă. Sau la Crăciun va fi prima audiție, da. Așa.
eu sper să mergem cu număr cât mai mare să-i vedem, pentru că porțile se vor deschide, presupun că tot la teatru o să poate să ajute Dumnezeu și să se deschidă și Casa de Cultură și o să putem să, nu că ar fi închisă, dar mai știți, poate să avem parte de și mai mult public. Deci, înainte să vină Moș Crăciun, mergem să-i vedem pe cei de la Școala Populară de Arte, elevi, indiferent că sunt copii, indiferent că sunt oameni maturi. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Îmi dai drumul și la al doilea dans, Rosi, mai stăm 5 minute să vedem și al doilea dans. Rosi mă simte și știe că întotdeauna când am ocazia să aduc celor de acasă ceva legat de cine au lăsat străbunii noștri până la urmă, pentru că tot ceea ce avem am primit de la strămoși. Și e mare lucru când vezi că copiii se întorc încă și vin către astfel de oameni. Mulți ar spune, astea sunt lucruri vechi, dar nu știu dacă prețuim suficient. Cred că e și vina noastră că nu venim mai des alături de voi. Ce ziceți? V-ar ajuta dacă noi oamenii, cetățenii de pe stradă, am venit mai des la spectacolele voastre? Cu siguranță, și asta le-ar da și încredere mai mare copiilor, cred eu, faptul că ar vedea un public și mai numeros, asta e ce este acum. Pe voi vă încurajează cimpoierii din Transilvania când vedeți un număr mai mare de oameni care vă cu vin la evenimente? Cu siguranță, cred că orice artist îl încurajează publicul. Până la urmă, pentru public suntem. Pentru public suntem acolo și atunci, bineînțeles că ne dă un alt vibe în momentul când avem un public. Asta este clar. Care e cea mai mare dorință a lui Alin Bălescu pentru 2024? Mai sunt 4 luni până la sfârșit. Ce nu s-a împlinit până la acest moment? Păi să spun să avem mult mai mulți elevi decât am avut până acum. La Școala Populară de Arte. Foarte tare. Și talentați, bineînțeles, să fie cât mai talentați. Crezi? Asemenea, să avem și, mai adaug ceva, să avem performanțe cât mai mari de ei. Da. Da, să găsim cumva timpul necesar pentru studiu, că până la urmă e clar că nu vine nimeni dacă nu există umbră de talent, așa ca la mine, și surdă și mă apuc de pian, la dansuri n-am ajuns la Cătălin. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și sper să găsesc timpul necesar să vin cât mai des în preajma voastră, acolo la Centrul de Cultură și Artă, la Școala Populară de Artă, să aflăm, dragii mei, cât mai multe despre ceea ce fac acești oameni faini acolo. Și data viitoare o să le smulg o promisiune, veniți cu câte un elev să ne arătați, 1, 2, 3. Bineînțeles, da? Avem o colaborare foarte bună între noi, elevi de la mine, de la instrumente, da, facem, colaborăm foarte bine. Deci eu am zis că da, nu mai vin în emisiune, a fost foarte greu. Așa cum spuneam și la început, noi suntem instrumentiști, de obicei nu vorbim foarte mult, da. Ne lăsăm faptele să vorbească, da, pentru noi, ca să spun așa. Da. Și da, este mai un pic mai greu să ne exprimăm acum ideile în cuvinte. Mai ales la ora asta, atât de matinală. Mihaela Stănciuc scrie, felicitări, Andrei. Mulțumim. Așa e. Felicitări, dragii mei. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim. Și încă o dată spun, eu mulțumesc. Fără voi, viața mea ar fi tristă și pustie. Și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor de la Centrul de Cultură și Artă, toată echipa de acolo, și Alin, și Dana, și Măriuca, și Dodo, și toată lumea, și sper să nu fi uitat, am uitat o grămadă, și cum îl cheamă pe prietenul pe Chris, nu, cum îl cheamă pe, da, că deja am început să mă bâlbui, dar era normal că era, e la prima oră. Dragii mei, vă iubesc, vă doresc o zi minunată în continuare
și îl salutăm pe domnul manager Ciprian Roman și să-i dea Dumnezeu sănătate să țină lucrurile așa cum le-a ținut și până aici, că face treabă faină acolo. Și l-așteptăm și pe domnul profesor Mircea Leac alături de noi, ca să nu renunțăm așa și să arătăm că nu se lasă și nu se pune praful pe lada de zestre a județului Hunedoara. Până mâine dimineață când ne vom reîntâlni aici, la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, eu pot doar atât. Să vă reamintesc că dacă dăruiți iubire și dăruiți ceva frumos din sufletele dumneavoastră, veți fi așa, ca ei. Veți primi înapoi, pentru că ei primesc înapoi toată dragostea pe care o dăruiesc de la oamenii cărora le dăruiesc. Așa că, dragii mei, nu uitați, Dumnezeu ne-a dat, dar nu ne-a dat să ținem, ne-a dat să dăruim. Orice avem de dăruit, dacă ai un har, împarte-l cu cel de lângă tine. Până mâine dimineață, eu vă spun, vă iubesc!